Da. Dar tu ce ți-ai propus, Răzvane? Ce o să până la vară? Eu, până la vară? Da. O să învăț să cânt la un sintetizator pe care tocmai îl cumpăr. Place mie așa. Mă simt din Michael Jackson în ultima perioadă. Iată. Nu ca și... Am povestit de mai multe ori despre cum ar trebui să avem și second option, că mâine, păi mâine ne dau afară de aici sau trebuie să ne pensionăm. Da. Acum să vedem, după weekendul ăsta, da, să vedem. Corect, da. Second option, second option, da. Nu m-am gândit că te gândești că putem cânta la metrou. Adică... Și vezi că la metrou cu sintetizatorul s-ar putea să ne fie greu. Ia și tu un acordeon, un țambal. Sintetizatorul nici măcar nu inspiră milă. Hai, te rog, eu apucă-te de ceva serios. Ok, hai că m-am liniștit. Am crezut că ne bazăm pe tine, dar nu. Mergem la Amalia, care deja știe să cânte la două instrumente, cel puțin. Mm-hmm. O opțiune bună la metrou, să te băgăm în față. Să văd cum ducem pianul. Dar mă rog, o să fie... Da, o să știi fie. Că în alte părți ale țării, ale lumii, nu poți să cânti la metrou pentru că vrei tu să cânti la metrou. În primul rând trebuie să ai un brevet din ăsta de artist stradal. Trebuie să dai un examen. Trebuie să dai un... Trebuie să arăți că știi să faci ceva, că ești omul care cântă la 10 instrumente, că știi foarte bine să cânti la chitară. Am înțeles. După care plătești o taxă. După care îți alegi, sau mă rog, în funcție de ce e disponibil, e ca la ADP, știi, la locul de parcare. Îți alegi locul. La Londra, de exemplu, ai văzut că sunt niște cercuri unde stă artistul și prestează. Dar doar de la 11 la 1, cum a luat licența. De la 6, când ies să ia mulți și... Teoretic lasă și niște leuți. E altcineva. Unde vrei să vine unul mai bun. Concurență, bă, tată. Nu e ca și cum mergem la metrou și toată lumea ne primește cu brațele deschise. Dar... Adică maxim putem să cântăm la metrou din drumul Taberei. În halul ăsta. Am putea să începem. Cu puberul care știe și zona. Și o cunoaște personal pe Varvara. Aia care era. Eu trebuie să fac parte din formația asta. Asta ar aduce un mega succes garantat. Nu mai, că i-a luat pe ăștia cu țăndreiul acum, cu sclavia copiii, cu... Că în 9 luni, în 9 luni, dacă totul decurge conform planului, se termină metrou din drumul Taberei, dar, ca în orice banc pur românesc, nu vor putea să-i dea drumul nici când e gata. Pentru că nu e gata contestația de la automatizare, de la plată. Care am văzut și ieri, că așa pe, într-o declarație a ministrului, cumva te îmbujorezi. Dar ieri văzând ce e acolo la suprafață, mă îndoiesc că la subteran e mai interesant. Așa că, noi o să cântăm la metrou din drumul Taberei. La râul Doamnei o să ne instalăm, dacă vreți să ajutați niște copii sărmani care cântă... Prince, Thriller, Michael Jackson, ce cântăm? Ne băgăm ceva, da,